Prieteni, vă zic bună, sper mult că eu mă aud și aș vrea să mă ajutați să înțeleg asta. E doar încercarea mea în seara de azi să mă conectez în live și sunetul mă dă de gol. Așa, vă rog mult, cei care s-au conectat sunt cei care... Sper mult că eu mă aud. Eu mă aud. Eu mă aud, asta este super. Salut pe toți cei care privesc în reluare, cei care sunt acum în live cu mine. Spune Dumitru Talmazan și azi avem o discuție despre social media. Zic asta pentru că o destul de întrebare serioasă, o problemă, o provocare mare. Azi este publicitate pentru noi și azi ne discutăm despre BusPost, despre un așa fenomen, instrument interesant care ne permite ca noi să putem să lucrăm cu conturile noastre, să putem să arătăm publicitatea noastră la mai multă lume. Respectiv, oriunde nu veți afla ca nișă, ca etapă a business-ului sunteți voi de o zi sau de 10 ani, va trebui să avem interacțiune cu publicitatea. Azi ne discutăm despre o formă de publicitate, cum ar fi BusPost-ul, și vreau să abordez câteva mituri, câteva urmăriri și câteva sfaturi să vă dau dacă voi aveți de promovat o companie, o campanie. Puteți să vă activați inclusiv acest instrument care ne permite să afișăm la mai multă lume publicitatea noastră. Cei care sunt conectați, eu o să mă uit pe telefon dacă aveți întrebări sau nu. E salutabil să avem un dialog. De câte ori am spus că vreau să încerc să fiu sistematic cu live-urile și, sincer, e complicat, dar sper mult că pentru voi va fi azi relevant și dați-mi feedback dacă asta este așa sau nu. BusPost-ul, unde îl găsim? Și eu o să mă folosesc inclusiv de calculator pentru ca să un pic să discutăm cumva așa tehnic. Când intrați în pagina voastră, când voi sunteți la voi în pagină, aveți de creat o postare, da? Indiferent, o creați cu scop de vânzare, o creați cu scop de vizibilitate, postarea care voi o vedeți, ea are aici un buton în dreapta, vedeți, este promovare indisponibilă sau promovare disponibilă. Când noi avem o postare mai clasică, live-urile în realitate ele nu se permit când se petrece să se promoveze. După asta, dacă nu încălcați regulamentul, unele se și permit, dar, per general, Facebook o să vă dea acest sfat, această posibilitate să promovați sau nu în contextul postării voastre. Păi iată, algoritmul Facebook-ului presupune că noi avem like-uri, da? Noi avem câte like-uri noi avem aici? Noi avem 2420 de like-uri. Respectiv, dacă noi avem 2420 de like-uri, ar însemna că noi trebuie să afișăm la 2420 de persoane. Dar nu se întâmplă așa. O postare organică are 200 de oameni care au văzut, 140, 210, 250, dacă ne uităm 400 din 2000 jumătate, 300, 380, 600, 380. Ați înțeles? Logica vine că o postare pe care voi o publicați la voi în pagină are vizibilitate, se afișează, nu dacă te ghini la vreo jumătate din audiența voastră, sau la mai multă, sau la mai puțină, 3, 5, 10, 30% din cei care au dat like la pagină. Se întâmplă pentru că oamenii dau like la pagină din respect, din curiozitate, din anumite motive, dar nu neapărat pentru că lor le trebuie asta. Pentru asta, Facebook-ul prioritizează contentul vostru, postările pe care le faceți, la cei oameni care cu adevărat comunică cu voi prin Messenger, care interacționează cu contentul vostru și din partea voastră dacă faceți content relevant. Dar asta e, dacă el interacționează cu contentul vostru, înseamnă că contentul vostru pare a fi relevant, nu? Respectiv, noi spunem că am postat și asta e tăiat. Da? Prima greșeală care se face este că oamenii nu promovează nicio postare. Da? Ați văzut, am creat un video, l-au văzut 300 de oameni. Nu, asta e de, cum se spune acolo,
Răsugăinilor, să cum. Adică n-are sens să creați content dacă nimeni nu-l vede. Respectiv, primul greșeală și primul sfat care este că încercați să creați content mai puțin, dar mai calitativ, facem postări o dată, două ori pe săptămână și le promovăm. Acum să ajungem cu cât, de care și în ce direcție. Respectiv, noi înțelegem un lucru. Noi avem postare, noi o promovăm la mai multă lume, pentru că această lume se vadă postarea noastră. Ce fel de lume? Aici este a doua greșeală. Postările pe care noi le realizăm nu sunt postări în 99,9% postări comerciale. La ce mă refer? Adică noi nu trebuie întotdeauna să promovăm postări ca să facem vânzări. Pentru asta există campanii. Postările se fac pentru ca să arătăm o leacă la mai multă lume. Sau ca să arătăm o postare pentru oameni existenți. Sunt mai multe motive de ce trebuie să facem asta. Unul din ele este că voi postarea pe care o promovați nu o puteți redacta în timpul promovării sau dacă o redactați, să anulează rezultatele. De ce asta este greșeală sau de ce ar fi important pentru noi acest moment ca oamenii care văd pentru ce nu o să redactăm? Exemplu cel mai simplu. Vindem o casă. Sunteți companie imobiliară sau sunteți companie de construcție. Sau vă vindeți apartament și îți creați o pagină. Vreți să vindeți o casă. Voi înțelegeți foarte bine că persoana de decizie este femeia. De influență este femeia, dar persoana de decizie este bărbatul. Cel mai des. Ca să nu mă înveniți acum de discriminare. Respectiv, noi trebuie să arătăm și la femeie și la bărbat. Dacă noi facem o postare, nu să fie foto, video, nu contează ce creativ la moment, în text noi scriem, se vinde casă pe strada, nu știu care, 500 de metri pătrați, 5.000 de euro, pentru detalii, clică aici. Și faceți boost post, da, o promovați, clicând pe butonul cel albastru, promovează postarea. Și femeile, și bărbații, și cei care au vârsta de 20 de ani, de 30, de 50, și cei care sunt la 90%, și cei din Chișinău, conform targetului vostru care ați ales, vor vedea aceeași postare. Probabilitatea de a vinde prin așa postare este foarte mică. De ce? Pentru că bărbaților noi spunem casă din monolit sau din cărămidă roșii, pereță 280, două garajuri și tdtp. La femeie noi spunem complex rezidențial în zona parcului, grădiniță, prindeți ideea, da? Două texte total diferite. Dar dacă noi vrem să arătăm la buniei, noi spunem, mă, investește nepoții tăi. Dacă să arătăm la tinere, să arătăm prima casă. Adică fiecare target are mesajul lui și chiar și partea vizuală pe care el trebuie să o vadă. De ce? Prin postările din pagină nu vindeți, pentru că voi nu puteți crea 50 de postări prin variabile să targetați. Vânzarea se face prin campanii. Promovarea postărilor se face pentru două minim scopuri. Primul, să arătăm la mai multă lume și să arătăm la oamenii care ne urmăresc. Deseori, promovarea postărilor se face pentru oamenii care au dat like la pagină. Le dați content. Postările se fac pentru ca oamenii care intră în pagină să fie relevant acolo. Iar dacă ați creat un material care credeți că merită să-i văzut mai multă lume, trebuie să faceți promovare. Cum se întâmplă asta? Se întâmplă foarte simplu. Voi intrați în pagina voastră, vă identificați postarea pe care voi ați postat-o și care voi vreți să o promovați și este disponibilă și clicați pe butonul promovează postarea. În interfața nouă care a apărut la Facebook, înainte era un pic diferit, în interfața nouă noi să vedem că avem câteva instrumente. Ele sunt foarte limitate. Comparativ, spre exemplu, cu contul de publicitate, da? Cu interfața contului de publicitate. Păi, interfața asta ne permite să realizăm foarte repede promovarea. Și aici intervine de ce aș opta că câteodată voi să folosiți boost post, nu campaign, pentru că sunt câteva motive destul de discutabile. Este unul, când noi vrem să facem promovarea repede, noi avem acces la calculator, noi avem acces la planșet, noi nu putem să intrăm în business manager, da? În contul de publicitate complex, unde noi să vedem foarte detaliat, foarte clar, vă cum arată, cum arată reclama pe care noi ar trebui să o facem ca să vindem, ori ca să facem vizibilitate.
Deci noi avem contul de publicitate, așa, la mine se deschide. Contul de publicitate în care voi clicați creează și se descarcă interfața unde noi creăm orice instrument pe care noi vrem și mai departe noi mergem în campanie și campania se creează și ecosistemul ăsta de setări, el e complex, el e mare, dar noi nu întotdeauna avem posibilitatea asta. Pentru a interveni în așa complexitate de campanii, trebuie să ai acces la calculator. Nu întotdeauna asta se primește, de ce? Dacă vreți repede să faceți o promovare, să generați trafic spre site sau spre alte direcții, încercați să faceți boost post. Sau dacă vreți să promovați o postare existentă, faceți boost post. V-am spus minim două motive. Păi iată, revenind la faza asta cu boost postul, ce avem noi aici interesant? Cum se face un boost post corect și ce vă sugerez să luați în vedere? Primul moment pe care îl luați în vedere este elementul de scop. Ce vreți voi să faceți? Cu ce fel de vector trebuie să meargă publicitatea voastră. Apropo, cei care sunt cu noi, voi sunteți or, e relevant subiectul? Colegi, prieteni, cei care mă privesc. Eu nu am fost o toană de ani în urmă la live-urile în Facebook. Dați-ne acum un comentariu, plusic, minusuri, puneți un like, văd că sunt peste 20 de oameni, dacă pentru voi subiectul ăsta este relevant. Sau scrieți-mi ceva, poate e relevant altceva. Faceți voi boost post sau nu faceți? Dați să dialogăm un pic. Sper că sunteți într-o stare comodă să scrieți ori să dați un feedback pentru momentul ăsta. Dacă nu vă e rușine, faceți un share la voi în pagină la acest video pentru ca să vadă prietenii voștri. Asta este un fel de fundament în comunicarea publicității. Revenind, spuneam că noi alegem obiectivul nostru. Care el este? Ce vrem noi să facem? Să primim mesaje, să obținem video sau să lăsăm pe Facebook să decidă ce fel de obiectiv noi alegem, da? Pe urmă, ce fel de buton noi să-i dăm de acțiune? Ce o să apară sub imaginea noastră la nivel de call to action, se mai spune, buton apel de acțiune, da? Și dacă noi am ales să punem site sau nu punem site, poate fi pur și simplu boost post, sau să facem mesaje sau să lăsăm pe dânsul automat. Da? Mai departe alegem audiența. Audiența vă rog foarte mult. El automat îți vă pune 1865. Și că aici înțeleg eu de unde cresc șoarele la problema asta. 1865. Una din cele mai grave și des întâlnite erori, probleme, este că oamenii când setează publicitatea, cresc că dacă aleg 18 până 65, la mai mult să arate. Voi concurați cu majoritatea specialiștilor de concurență directă ori indirectă. Voi trebuie să alegeți segmentul vostru. Cine sunt? Bărbați, femei din Chișinău sau de la Sarata Galbenă? Sau bărbați doar de la Giurgiulești? Independență de buget, de scop, dar nu puneți All Moldova. Iarăși revenind, mesajul e diferit la 18 și la 65, comportamentul e diferit. Deci, adică aici foarte mulți factori influențează la momentul ăsta. Adriana Plus, Olga, da, super, mă bucur că la minim doi oameni relevant din 15-20 care ne privesc și unul a făcut share. Sănătate, pași, dragoste, lătăți. Pentru cei mai esteți, puteți face să propun stories că noi suntem în live și să mă tăguiți. Reveneam la audiență. Audiența noi o alegem în format de ce nouă ne trebuie, da? Ce nouă ne trebuie? Ce fel de audiență noi avem nevoie? Noi avem nevoie de doar bărbați sau doar femei, noi punem intervalul de vârstă, noi punem unde asta o să arate și ne uităm câți oameni în potențial impact la noi o să fie. E mega important să înțelegeți că este un criteriu în publicitate care se cheamă CPM, cost per mii de share, nu e cel mai important, e unul dintre criteriile importante din setarea publicității, respectiv când vorbim despre CPM, noi înțelegem că CPM-ul nostru poate fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dolari pentru 1000 de share, da? Cost pe 1000 de share. Păi atât dacă aici sunt 110.000 de oameni și la mine bugetul va fi 5 dolari, asta înseamnă că el ce? Să arăt la 1000 de oameni din 110? Nu e prea mult. Înseamnă că eu mă uit, vreau numai la bărbați sau toți, sau nu Chișinău, dar mai îngust, și îngustiez. La să fie din 100.000 sau îngustiez încă, noi am pus Chișinău 466.000, adică, înțelegi, noi cu bugetul și cu audiența nu o facem tare îngustă. Dar măcar să fie, având 10 dolari, puneți vreo 30.000 de oameni. Măcar Facebook-ul
îi dați să aleagă, nu-i puneți audiență în gust, 1000 de oameni și un dolar. Pentru că el, e greu să găsesc acești oameni. Dar noi să-i dăm o leacă de range atunci când bugetul e limitat, dar și ne orientăm pe buget. Și cât mai relevantă, după targetare, după țintire, vedeți aici, explorează și interese, comportamente, mai multe categorii. Deci toate momentele este țin de țintire și de targetarea afacerii voastre. Asta e interfața care ei acum au creat-o și voi puteți să încercați să faceți momentul ăsta aici. După ce am ales audiența, noi putem să alegem și niște categorii din seria persoane din zona mea și cu raza 1 km sau persoane care le place pagina mea sau persoanele care le place pagina mea și să le ajustez. Vedem ce impact, ce click-uri în raport cu ce? În raport cu câți bani voi aveți. Adică noi avem câteva variabile, noi avem câțiva factori care vor influența cât de bine o să arate publicitatea noastră. Nu contează bus, post sau campanii. 1. Ce buget noi avem? Da? Adică noi avem $1 sau avem 1000? $50? $30? Și bugetul, practic, este și elementul care va decide facem noi campanii sau facem noi bus, post. Țineți minte, vă arătam. Campanii, asta când noi intrăm în Ads Manager și facem complex. Bus, post, asta este când noi creăm o postare și o leacă promovăm. În experiența mea, logica mea de consumator spune următoarele. Asta nu e tantră-mantră, spune următorul lucru. Dacă voi vreți să promovați o postare existentă, bugetul nu trebuie să fie mai mare de $5-10 pe 1-2 zile. Sau 5-10-15-20 de dolari pe 2-3-5 zile. Adică o leacă să ne vadă mai mulți. Când voi spuneți eu vreau să cheltuie $100 și puneți pe bus post, se poate, e real, nu e nică zăprișoană și păcătos în ceea ce faceți. Dar aș sugera mai bine să faceți campanii. Chiar dacă vreți să spuneți că ați câștigat medalia care e și postare sau video, da? Pentru că este așa o chestie interesantă, chiar dacă voi postați video în pagină, când la voi în pagină este postat video, când voi creați o reclamă în Ads Manager și vreți să adăugați un clip video, spre exemplu, voi puteți să adăugați clipuri video din contul vostru, din contul de Instagram, din contul de Facebook, adică el, voi nu să-l încărcați, voi să folosiți video care l-ați postat în pagină. Și ce înseamnă că audiența o să fie aceeași și e tare fain în momentul ăsta. Respectiv, noi revenind la buspostul nostru și la cei mai importanți pași, spuneam, sunt următoarele. Noi, unu, alegem scopul, alegem audiența, o targetăm și vedem bugetul, ce fel de buget și pe câte zile o să fie. Da? Dacă noi punem $1, el a spus bugetul minim este de cel puțin $3 pe zi. Ceea ce înseamnă că noi trebuie să punem, dacă vrem, instrumentul ăsta care noi l-am ales, scopul. Uitați-vă, eu schimb scopul, pun primește mesaj, salvează și mă duc jos și îi dau încoace și el spune bugetul cel puțin așa, o zi, $1. O mers. Două zile, $1. O mers. Dacă eu merg să fac, trimite mesaj, schimbă trafic spre site, obține achiziții spre site-ul meu web. Aici noi vedem un lucru. Bugetul minim pe zi, $2. Adică, independența încât de ce fel de instrument voi ați ales, bugetul să fie așa. Adică, cu alte cuvinte, nu poți genera trafic spre site cu $1 pe zi. Nu-ți dă voie. Aici și 2 bus post, în Ads Manager era 5. Sau e limitat acum în update-uri, sau e diferență în momentul ăsta. Și după ce voi sunteți gata, voi pur și simplu promovați postarea acum. Ceea ce se întâmplă că în contul vostru este reclame, centru de reclame, unde el este? Publicitate. Iată-l în stânga, da? Vedeți, este în stânga, este publicitate, facem click pe publicitate și noi vedem anunțul nostru, care o, vezi rezultate. O avut anumite rezultate, l-a văzut anumită lume, vă dat anumită statistică. Cu siguranță, da, sunt mulțumit, tăte ghine. Aici a fost bugetul tău $10, cu $1 pe zi, o leacă, câți au văzut? 214 free play, impact 980 de oameni. Cu $10, 980 de oameni a fost impactul. $9 cheltuiți.
respectiv a fost CPM-ul 10 aici. Și aici a fost un target larg, ca să vedem localitățile, și a fost un bus post general 980 pe Chișinău. Respectiv, când noi avem promovări din seria asta, prieteni, noi înțelegem. Scopul acestei promovări este să ne vadă mai multă lume. De aceea, în contextul temei noastre, în contextul momentului de scop pe care Facebook-ul ne-l pune în față, el spune, ok, bus post, dacă nu era după mine, cum îl înțeleg eu, noi n-aveți făcut campanii. Toți care am și pus promovăm, pur și simplu eram în pagina de Facebook, am clicat pe butonul cel albastru și am și pus ne promovăm. Pe urmă am început să mergem la cursuri, pe urmă am început să înțelegem că este ceva mai complex și mai mare. Și desori ne vine, postarea este super, Sky, promovează cu $20 și te vor vedea 15.000 de oameni. Adică Facebook-ul stimulează oamenii să se folosească de bus post pentru că asta e simplu. Pentru că asta e repede. Deci dacă voi vreți să faceți repede o promovare, cu puțini bani, dar am creat o postare faină, am făcut un check-in în compania noastră și repijor, suntem în drum undeva din telefon, pac, ați promovat. Dacă bugetul, voi aveți 3, 5, 10 postări pe lună, vouă vă trebuie un buget de minim $50 pe lună ca să promovați, cum vă spuneam, cu $5 pe o zi, două, dacă aveți buget puțin, dacă aveți buget mai mult, $100-$200 pe lună, atunci promovați postările fiecare postare voastră cu 3, 5, 10, $15 pe 2-3 zile. Dar dacă voi pierd un mesaj, o imagine, o postare, vreți să cheltuiți $100-$200, atunci asta nu e bus post. Asta e campanie în care voi trebuie să lucrați mai complex. Nu anulează elementul de importanță acestui instrument. El este fain, el este corect. Doar că trebuie să înțelegem că scopul lui este unul concret. Noi nu e ceva care înlocuiește promovările. Făcând bus post, voi nu faceți promovări. Voi faceți promovări a postărilor existente, nu faceți campanii. De ce vreau să văd ce scrieți voi. Așa, Yuri Kiriakov, ascultăm cu atenție. Super, Yuri, mă bucur că ascultați cu atenție și Ludmila și Olga, încă o dată vă salut și Adriana. Și încă vreo 18 persoane, de unde sunteți, ce faceți? Spuneți-vă rog mult, voi faceți promovare. Cei care sunt acum în live, câți bani voi cheltuiți pentru un bus post? Care este bugetul pe care voi îl cheltuiți? Și până voi scrieți, pentru cei care nu se regăsesc în acest segment, altă întrebare. Pe segmente mici, cum credeți? Ce încă teme aș putea aborda? Și dacă e ok să abordez așa format de live-uri relativ scurte, dar în context de subiecte foarte, foarte înguste. Cum să faci un carusel sau cum să faci un live sau cum să lucrezi în formatul ăsta. Adică pentru mine este important să înțeleg relevanța acestor momente și dacă vă rezonați cu asta. Vă rog mult să-mi dați mesaj. Olga, așa, $15 pe postare, Dirzu Cătălin face. Am înțeles, $15 pe postare, da, este o spunem, o medie plus, puține companii fac promovare. Când zic puține, la pe ce mă axez eu sau care este momentul de ce eu pot să cred în ceea ce zic? Pentru că în ultimii 2 ani de zile peste 3.000 de absolvenți la Talmazan School au fost și peste 300 de companii am promovat în cadrul agenției SAP Digital Team. Ceea ce am văzut eu este că oamenii nu au bani. Și chiar eu nu am $50 să bustuiesc 10 postări pe lună și prostă pe bus post să arunc 600 de euro. Deci realitatea este una foarte interesantă. $1, $2, $3, $5 pe lună, media pe postare, 2-3-5 postări și 100-200 de euro buget pentru campanie. Adică 90% din brandurile Moldovei se promovează cu 200 de euro pe lună. Vreo 10% se promovează cu vreo 500, 1000 deja și câteva procente acolo se promovează cu 1000, 2, 3, 5 plus. Adică, de facto, cel care are buget face un pricing mult mai mare. Tu, pur și simplu, la nivel de buget poți concurezi la
spun așa, agresivitatea afișării publicității voastre. Adriana spune, ce ține de carusel? Am văzut că se întâlnește setul de, destul de des, e chiar atât de important. Fișca caruselului, Adriana, este că el crește elementul de engagement, unu, și de concomitent câteva alternative. Adică tu vezi două imagini minim concomitent și dacă faci next, încă mai vezi două. Și atunci crește capacitatea de a nimeri ce vrea clientul. Și dacă eu vreau, spre exemplu, să merg într-o campanie de remarketing pentru toți cei care au fost în cadrul anumitor evenimente, eu pot să fac o campanie de carusel și să fac Facebook Start, Facebook Mediu, Instagram, Webinar, Workbook și mai am acolo și scriu, alege unul dintre pachetele pe care le dorești. Și el o să fie eficient. Mai mult ca atât, acolo încă este așa o bifă care ne arată că arată prima imagine care este cea mai populară. Și el singur podstavlea care este cea mai populară. Deci eu recomand, e tare fain. Olga, e tare relevant acest format, detalii importante, strict la o temă, deci ușor de asimilat. Super, din păcate, bugetele sunt mici. Da, da, din păcate așa este. Bugetele sunt mici. Respectiv, asta este ideea care am vrut să vă transmit în seara de azi. Colegi, prieteni, dacă voi sunteți în zona social media, atunci nu ezitați să săpați, pentru că sunt zeci de oportunități. Eu mi-am luat o responsabilitate, fără să mă înșereți. De curând, primind certificarea și acreditarea Facebook-ului, suntem, am zis eu, mai timp că unii și parteneri Facebook în Moldova, am zis să șaruiesc ceea ce am învățat, ceea ce lucrăm, ceea ce facem. De ce aș vrea săptămânal să fac short video live, în cadrul căruia îți dezbat o temă, un element de setare, un element de strategie, de la simplu până la complex și pe cine îl doare ceva, puteți să înscriți în privat, poate o tema care vă doare o să abordăm noi și o să luăm case-ul vostru și o să facem și vouă vizibilitate și o să căutăm soluții împreună. Reșind din seara de azi, mersi mult pentru că ați fost alături de mine, nu și eu singur, și că înțeleg că asta trebuie la lume, am nevoie să fac sharing ca să mă descarc de informații, să pot aplica alte informații. Așa că ne vedem cu siguranță cu alte ocazii care o să fie curând, curând. Cei interesați de evenimente, cei interesați de webinare, vizitați paginile noastre, chiar acum intrați pe Talmazan School pe Facebook. Și vedeți că acolo avem câteva evenimente, ultimele evenimente de Facebook Mediu din anul ăsta, Facebook Start-ul, online, offline, Instagram-ul, două webinare faine, cum creez prima mea publicitate și despre marketing, o să fie toate astea pentru cei care sunt în temă. Cei care nu sunt în temă, intrați în temă și aveți o săptămână în continuare cât mai reușită. V-am cuprins, like-uri, share-uri.